Bună seara, bine ați venit la această conferință de presă dedicată strategiei UE pentru regiunea Dunării. Vă mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc și colegilor mele, doamna ministru Anca Boagiu și doamna ministru Elena Udrea. E, cred, extrem de important să avem o imagine clară de la început despre potențialul acestui nou instrument de integrare, în primul rând, economică a unei macroregiuni danubiene. Înainte de a intra în punctajul meu, trebuie să vă aduc aminte un lucru, că Dunărea și în istoria veche a Europei și în cea recentă, deși e principalul fluviu navigabil al continentului, a despărțit Europa în două. În antichitate era limesul Imperiului Roman. În posteritatea tristă a războiului din fosta Iugoslavie, Dunărea a continuat să fie un separator al celor două puncte cardinale, să zicem așa, est-vest sau nord-sud. Ori, din fericire, dintr-o inițiativă română-austriacă, după un travaliu de elaborare a liniilor mari strategice și după ce Comisia a adoptat această strategie, avem în față un deceniu în care, pe 11 domenii prioritare, 14 participanți la beneficiarea acestei strategii, state membre și state nemembre, vor putea să își intensifice, pe baza unor proiecte concrete, cooperarea regională, astfel încât să schimbe treptat calitatea vieții și dinamica economică a bazinului dunărean. E vorba de un fluviu care, din Baden-Württemberg sau din Pădurea Neagră până la Marea Neagră, unește în mod natural o serie întreagă de state și ar putea să devină, dacă vreți, o coloană vertebrală a Europei Centrale și, totodată, un motor de dezvoltare economică a regiunii. România și-a adus o contribuție semnificativă la elaborarea acestei strategii prin participarea substanțială la toate dezbaterile inițiate de către Comisie. Am organizat în iunie anul trecut o conferință la Constanța și Tulcea dedicată strategiei. Am adoptat în guvern două documente de poziție care au fost ulterior transmise Comisiei și ne așteptăm ca până la adoptarea strategiei de către Consiliul European din iunie 2011, să intrăm deja în faza de preimplementare, de organizare a gestionării acestei strategii. Dați-mi voie să vă prezint cele 11 domenii prioritare ale planului de acțiune care însoțește strategia UE pentru Dunăre. E vorba de transport cu două componente, transporturi fluviale terestre și aeriene, energie, turism și cultură, calitatea apei, gestionarea riscurilor, biodiversitate, cercetare și educație, competitivitatea întreprinderilor, resurse umane, capacitatea administrativă și securitatea cetățeanului. Chiar astăzi, comisarul european responsabil cu politica regională, Johannes Hahn, a prezentat public la Budapesta consensul la care s-a ajuns pentru coordonarea domeniilor prioritare. Le am aici, poate că vi le voi prezenta la sfârșit. Fiecare stat din regiune, pe scurt, poate coordona maximum 3 domenii prioritare, iar un domeniu poate fi coordonat de maximum 2 state sau landuri. Conform planului de acțiune, fiecare domeniu prioritar are subsumate mai multe acțiuni care vor fi implementate prin intermediul proiectelor. Și chiar dacă coordonarea domeniului prioritar revine altor state riverane, un stat care e interesat de implicarea mai activă în
domeniul respectiv, poate face acest lucru prin prezența sa în cadrul structurilor de coordonare care vor fi stabilite pentru fiecare domeniu prioritar. În ce privește, România va coordona trei domenii. Transporturi fluviale, împreună cu Austria, turismul și cultura, împreună cu Bulgaria, gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme, împreună cu Ungaria. Colegii mei vă vor prezenta fiecare domeniu pentru care și-au asumat responsabilitatea la nivelul întregii regiuni dunărene și modalitățile în care concep coordonarea celor trei importante domenii prioritare. Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul național și va pregăti o structură de coordonare la nivel național adaptată fazei de implementare a strategiei. În prezent funcționează doar un grup interministerial în cadrul căruia au fost elaborate cele două documente de poziție ale României pe care le-am menționat și aș vrea să le mulțumesc azi celor care au făcut parte din acest grup pentru contribuția lor la reliefarea ingenioasă a intereselor României în cadrul strategiei. În ce ne privește, vedem strategia Dunării ca pe o strategie durabilă, verde, adică orientată spre protecția mediului, bazată pe noi tehnologii, pe inovare și pe scopul de a crește calitatea vieții cetățenilor români care trăiesc de-a lungul malului românesc al Dunării. Strategia se adresează de asemenea tinerilor care trebuie și pentru că pot să se implice în proiecte interesante și cred că ar merita să cităm câteva dintre aceste proiecte concrete incluse deja în planul de acțiune. De pildă, asigurarea navigabilității pe tot parcursul navigabil al Dunării și pe toată durata anului. Retehnologizarea porturilor dunărene, construirea canalului Dunăre-București, cred că ne puteți spune mai multe despre asta, proiectarea a doi noi poduri peste Dunăre cu Bulgaria. Acum avem, ca să zic așa, 1,5. Ar trebui să profităm de strategie pentru a ne conecta pe tot ce înseamnă infrastructură rutieră cu vecinii din sud. Generalizarea internetului în mediul urban. Și asta va fi o mică revoluție și în strategie e vorba de generalizarea internetului de bandă largă. Construirea căii ferate rapide Budapesta-București-Constanța. Crearea unui institut internațional pentru Delta Dunării și Marea Neagră. Elaborarea unui sistem de monitorizare a ecosistemelor. Sau îmbunătățirea calității apei prin construirea de stații de purificare în majoritatea porturilor dunărene. După cum vedeți, sunt lucruri concrete, nu e vorba de bani noi. Avem încă până pe actualul exercițiu bugetar al Uniunii, până în 2013, cam 45 de miliarde de euro încă disponibile. Sperăm că dacă până în 2013 proiectele incluse în planul de acțiune încep să se deruleze și primesc finanțare, să putem continua și pe următorul exercițiu bugetar multianual al Uniunii, astfel încât proiectele deja angajate să ajungă în faza de finalizare și în același timp să avem și o a doua generație de proiecte înscrise în strategia Dunării. Am să mă opresc aici, am să dau cuvântul cu permisiunea dumneavoastră, doamnei ministru Boagiu și apoi doamnei ministru Udrea, pentru a le ruga să ne spună cum văd strategia Dunării din perspectiva bugetelor, programelor europene pe care le gestionează și evident că aici ar fi trebuit să fie alături de noi și domnul ministru Borbei, pentru că există și această dimensiune de mediu. Dânsul nu este în țară, dar fără îndoială că se va asocia efortului nostru constant de a comunica pentru a atrage atenția tuturor beneficiarilor eventuali cu privire la marile oportunități aduse prin strategia europeană a Dunării. Doamna ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, bună seara tuturor.
Cred că în această seară, chiar dacă nu putem să fim alături de președinția ungară și nu putem fi în Ungaria, alături de comisarul Han, care, sau n-am putut fi alături de comisarul care a făcut anunțul oficial, putem spune că asistăm astăzi la un succes major al politicii externe românești. Și nu spun întâmplător lucrul acesta, îl spun pentru că, până la urmă, este un efort concertat pe care l-a depus atât România cât și Austria de la bun început prin promovarea acestui proiect, care astăzi, iată, s-a materializat, devine o prioritate nu numai din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere, dacă vreți, economic și financiar, pentru că politicile noastre sunt determinante și posibile de pus în practică prin volumul de finanțare pe care noi îl alocăm. Domnul ministru a făcut o prezentare menționând și domeniile care sunt prioritare în cadrul strategiei. Pot să spun că, din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor, suntem onorați pentru că vom juca un rol extrem de important în implementarea acestei strategii și mă refer la faptul că, alături de Austria, noi vom coordona partea care vizează transportul fluvial. Deci, iată că eforturile diplomatice care au fost depuse în ultimul timp de către Ministerul de Externe, de către Ministerul nostru, de către celelalte ministere care au fost implicate, au dat roade. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să prezint ce înseamnă, din punct de vedere tehnic, această coordonare pe care noi o vom asigura în perioada următoare. Organizatoric, practic, alături de, din punct de vedere organizatoric, alături de Austria, va trebui până la sfârșitul lunii să identificăm care ne sunt partenerii pe acest domeniu pe care îl coordonăm în regiunea Dunării, parteneri cu care vom comunica cu ajutorul punctelor de contact naționale. De asemenea, în perioada martie-aprilie va avea loc prima reuniune a coordonatorilor arilor prioritare pentru a stabili aspectele organizatorice și, bineînțeles, pentru a stabili țintele realiste și finanțabile în același timp, în vederea fixărilor până la sfârșitul lunii iunie. În subordinea ministerului, a ministrului direct, va fi creat secretariatul tehnic, care va derula activitățile necesare implementării acțiunilor care vor fi parte a planului de acțiune. Secretariatul din cadrul Ministerului va stabili și va menține contactele cu toate părțile implicate și va organiza și, bineînțeles, va participa la grupurile de lucru și la toate întâlnirile cu factorii implicați pentru a asigura buna derulare a proiectului. În același timp, la nivel european, se vor constitui împreună cu partenerii noștri austrieci și împreună cu grupul de lucru, grupuri de lucru pentru următoarele teme. 1. Pentru modernizarea flotei dunărene. Al doilea, pentru protejarea și dezvoltarea capitalului uman. Al treilea, pentru implementarea sistemelor inteligente de transport. Cel de-al patrulea, pentru îmbunătățirea managementului integrat pe căile navigabile. 5. Dezvoltarea infrastructurii portuare pe căile navigabile. 6. Dezvoltarea porturilor multimodale și implementarea tehnologiilor pentru transportul durabil și, nu în ultimul rând, se vor stabili politicile naționale coordonate privind transportul pe căile navigabile interioare. Bineînțeles, toate aceste grupuri de lucru vor avea corespondent în cadrul Secretariatului Tehnic stabilit în interiorul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.